Haideți să vorbim, doamnelor și domnilor, și despre vreme. O vreme deosebit de rece la această oră în cea mai mare parte a țării. Colega mea, Andreea Vlaicundire, cu toate explicațiile. Andreea, te rog. Bine te-am regăsit, Linda. Într-adevăr, este foarte frig în acest moment și va rămâne frig pe parcursul zilei de astăzi. Temperaturile maxime nu vor trece de 7 grade în cele mai călduroase zone. Ei bine, de mâine, valorile termice încep ușor, ușor să crească. Cred că vine primăvara, pentru că, iată, marți vom avea temperaturi maxime cuprinse între 6 și 14 grade. Astăzi, o zi rece la noi în țară, mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă, cu ceva ninsori slabe în prima parte a zilei în zona Dobrogei, prognozează meteorologii. De asemenea, vântul va avea ceva intensificări prin sud-estul țării, prin estul Moldovei și prin sudul Moldovei și prin estul Munteniei, așadar senzația de frig va fi accentuată în zonele respective. 6 grade astăzi la Drobeta, 4 grade Timișoara și Arad, 5 grade la Iași și Bacău și 2 grade la Galați. În capitală, astăzi, o zi rece, din păcate, însă partea bună este că s-ar putea să vedem ceva raze de soare, o maximă de 4 grade la amiază. Vedem că de mâine încep să crească ușor, ușor valorile termice, însă tot rămâne rece pentru a doua decadă a lunii martie, o maximă de 7 grade mâine cu un cer mai mult acoperit, 7 grade și luni la amiază. Tot așa este posibil să vedem ceva raze de soare. La munte, astăzi, sunt așteptate ninsori slabe, o maximă de minus 5 grade la Predeal și Păltiniș, minus 6 grade Sinaia și Semenic și ceva mai frig în Ceahlău, minus 11 grade. Mâine tot așa ceva ninsori foarte slabe prin zona de est a țării, în special prin estul Transilvaniei și prin nordul Moldovei. Valori termice mai ridicate decât cele de astăzi, 10 grade la Drobeta mâine cu soare, 9 grade Târgu Jiu și Craiova, 4 grade Galați și Brașov și 5 grade la Constanța. Acestea au fost informațiile despre vreme.